Băi, fraților, vă pup, vă iubesc și vă respect. Aude câtă lume intră pe mine, câtă dați o distribuire puternică să se audă ceva, să... Băi, am făcut o greșeală ieri. Am ieșit și cu mașina pe porți, n-am mai judecat ieri, am făcut o greșeală. Îmi pare rău, e săptămâna mare, o regret. Eu știu să-mi și cer scuze și să-mi pare rău. Am vorbit prost despre Planervi, că am fost înjurat de familie și de alea și eram dispus de orice. Îmi pare, bă, toate televiziunile vreau să audă. Dați o distribuire de asta puternică să se ajungă la toate televiziunile, la toată lumea, inclusiv la... Tot dați toți, vă rog eu, toți prietenii mei, nu v-am cerut niciodată așa ca acum, dați o distribuire puternică la ora asta. Să se audă peste tot. Bă, nu știu ce a fost cu mine. Eu, voi știți că eu nu prea nici nu sunt sănătos la cap așa un pic și când mă nervez, prietenii mei care mă cunoaște nu mai judec. De la supărare, de la necaz, de la stres, de la nedormit, am comis o prostie fără să îmi dau seama. Nu am judecat. Îmi pare rău. Regret. Eu știu să-mi asum tot. N-am mai judecat. Înțelegeți și voi. Mai dați-mi distribuire ca să intre multă lume, să se audă aici. Dar dați-mi toți puternice distribuiri. Să se audă și la Florin Salam, și la Brazilianca, și la Nuțu, și la toată lumea, la toți. Bă, nu știu ce a fost până ce s-a întâmplat, că eu nu fac așa ceva niciodată. Chiar îmi pare rău, nu a fost așa. Am zis ceva ce nu trebuia să zic, la nervi. Am zis ceva ce nu trebuia să zic la nervi, o prostie. Îmi pare rău, nici nu o să mai fac live-uri și astea. Nici nu o să mai am auzit pe mine că vorbesc, că nu se face așa ceva. Am scos o prostie cu Florin Salam, cu Brazilianca, cu alea de nervi, unde mi-a fost înjurată familia de tata și alea și alea. Am scos-o la nervi. Deci îmi pare rău, frață, de aia. Și totodată să-l și probez pe fratele meu să văd dacă Florin Salam e fratele meu. Și că el a făcut, a reparat-o el de ieri greșeala. Să văd dacă e pervers cu mine sau dacă e adevărat. Dacă era pervers, nu mai ieșea, să spun. Dați-mi o distribuire puternică să se audă în toată România asta. Îmi pare rău de cele întâmplate. Dați-mi puternic, fraților. Am comis-o. Dați-mi puternic ca să vă spun aici. Îmi pare rău, promit că nici nu mai fac live-uri și nu mai... Fac live-urile așa ale mele, nu mai fac discuții de nimeni, nu mai mă interesează de nimic. Dacă are cineva, știu să-mi fac meseria aici, pe câmpul de luptă, nu e nicio problemă, din orice parte. Dar nu mai fac live-uri la nerv și așa. Nu am, mi-am dat seama ce am scos. L-am băgat pe el, l-am întărât într-o mocirlă aiurea, fără să vreau, fără să-mi dau seama că eram prea nervos de familie și de astea. Și făceați oricare în locul vostru, voi știți că eu îmi iubesc familia și pe tata și pe alea și mi s-a luat toți morții și familia și alea și n-am mai judecat. Înțelegeți ce vorbesc? Băi, dați să se audă peste tot la fost, să-l audă toată lumea, vă rog eu din suflet. N-am mai judecat, frate. Când am văzut, când m-am trezit în somn, ce am văzut acum, că acum, chiar acum am văzut ce am vorbit, că am șters și alea și nu mi-a venit să cred. Mie nu-mi stă în caracter să vorbesc de familiile nimănui, să mă bag în discuții ce face femeile, nu trebuie, că femeia lui ăla e așa, alea, nici așa, nici noi șmecherii. Dacă avem ceva, ne batem noi, hai să nu băgăm familiile, să nu băgăm pe nimeni. Eu nu știu, am fost prea supărat, prea nervos, nu mi-am dat seama, n-am dormit 4-5 zile. De nervi, de supărare, fiecare se supără și are nervi și astea. E și ultimul live care îl mai fac, indiferent de situație. Stau în teren și astea, că uite, stăm pe străzi până diminețele, nu e problemă să... Băi, dați-mi distribuire puternică și alea, să se audă că
să fac repede live-ul ăsta, să nu mă lungez mult, că lungeala nu are... L-am încercat și pe Florin Salam să văd dacă e prietenul meu adevărat și fratele meu. Eu îl consider ca fratele meu, că a crescut cu mine. L-am încercat, bravo lui, a făcut bine că mi-e prieten și mi-e adevărat. Eu...